dintr-o margine alta a pârtiei se numește traverseu. Traverseul prin skating este asemănător cu deplasarea prin skating, însă acum vom pune presiune pe unul din canturi. Cu piciorul de bază prins în placă, te vei poziționa cu fața spre pale și vei pune ușor presiune pe călcâie. Orientează placa cu vârful spre marginea opusă a pârtiei. Piciorul legat apasă ușor pe călcâi și prin pași de skating începe deplasarea. Menținem permanență presiune pe călcâie și greutatea corpului ușor lăsată spre deal și continuă să împingi placa în direcția dorită. Este foarte important să deprinzi exercițiul deplasării atât pe călcâie, cât și pe vârful. Îți va fi mult mai ușor să alegi virajele. La plecare, tu vei fi poziționat cu fața spre deal, placa se va afla în deal față de tine, iar piciorul liber va fi puțin mai în vale decât placa. În timpul deplasării, vei apăsa pe cantul de la degete. Greutatea corpului va fi ușor lăsată spre deal, ca și în cazul traverseului pe călcâie. Pentru a opri mai ușor un traverseu pe vârfuri, piciorul liber trebuie să fie pus pe zăpadă mai în deal decât placa.